Acest program vă este oferit de Emag Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea. Degeaba avem taxe mici și creștere economică. Într-un top al atractivității țărilor pentru investițiile companiilor private, realizat de firma globală de consultanță PWC, România s-a clasat pe locul 28 din 34 de țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa. O poziție proastă, chiar foarte proastă. Dacă intrăm în detaliile celor 37 de parametri analizați din șapte categorii diferite, descoperim lucruri extrem de interesante. Suntem pe primul loc la nivelul taxelor, adică avem taxe mici. Practic, cum s-ar spune, suntem un paradis fiscal pentru companii. Stăm bine la capitolul macroeconomie, unde suntem pe locul 8, adică suntem apreciați pentru echilibrul macroeconomic și în special pentru creșterea economică înregistrată. Dacă însă ne ducem la polul opus, vedem care sunt parametrii care ne aruncă la finalul topului. Așa descoperim că suntem foarte prost la criteriile legate de sănătate publică, locul 34, adică ultimul, la competențe și talente suntem pe locul 32, la tehnologie și infrastructură suntem pe locul 30, iar la mediul de afaceri suntem pe locul 26. Din păcate, taxele pe muncă sunt mari, chiar foarte mari. Problema este că, în acest moment, celelalte criterii legate de educație, infrastructură, sănătate, digitalizare și birocrație administrației publice, încep să conteze din ce în ce mai mult în decizia a companiilor private dacă fac investiții sau nu. Iar aici suntem pe ultimele locuri. La început, toate companiile se bucură că taxele sunt mici, dar apoi văd că trebuie să plătească mai mult, la propriu și la figurat, pentru fanariotismul administrației publice, pentru lipsa drumurilor bune, care înseamnă costuri de transport mai mari pentru o educație care înseamnă lipsa unor competențe și talente, care acum se văd pe piața muncii. Ca să nu mai vorbim de infrastructura de sănătate publică, care costă pe toată lumea. Cei care au bani se duc în sectorul privat, unde trebuie să scoată azi bani din buzunar, iar cei care se duc în spitale de stat trebuie să scoată bani din buzunar pentru șpagă. Ca să nu mai vorbim de tinerii români, adică de forța de muncă de astăzi și de mâine, care vrea să plece din țară, nu neapărat din cauza salariilor, ci pentru că au o percepție proastă față de ce se întâmplă în România și încotro se duce țara. Că lumea pleacă în Germania, Franța, Anglia, nu pleacă pentru că acolo taxele sunt mici, ci pentru că acolo au toate celelalte lucruri unde România stă prostă. Acest program vă este oferit de Emag Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea.